Preoții din protopopiatul Costești s-au întâlnit astăzi la conferința pastoral-misionară. Întâlnirea a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Conferința pastoral-misionară a avut loc în sala de conferință a protopopiatului Costești. În cadrul întâlnirii, preoții au susținut referate legate de tematica anului și au vizionat filmul realizat de Trinitas TV, Sfântul Grigorie Palama, Teologul Lumii Necreate. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, le-a vorbit celor prezenți despre intensificarea rugăciunii în viața de familie. Toți care aveți prunci, viva, fericiți sunteți, nu e ușor. Aoleu, ce isihasp, fac familie, domnule, familie. Dacă familia, soțul și soția și copiii, mai fac și un gram de rugăciune în casă, asta înseamnă isihas. Mai faci și mai stai și în genunchi, soția cu copilul, și mai duci copilul și azi ne rugăm. Tot pustiul se comprimă în familie, în casă, acolo unde pruncul zice cere ca să pornească cu părinții la rugăciune. Ultima conferință preoțească din cuprinsul eparhiei se va desfășura săptămâna viitoare în protopopiatul Topoloveni.